Dacă tu faci bine celui ce îți face bine, care-i folosul? Adică ne răsplătim cu bine. Azi te laud eu, mâine mă lauzi tu. Nu e nicio problemă. Lucrurile se schimbă în un totul alt fond. Păcătoșii fac același lucru. Adică ceea ce facem noi firesc, face toată lumea. Deci aici vrea să ne împingă la celelalte forme de iubire. Este în primul rând iubirea eros, care ține numai de trup și de mizeria sexualității, pentru că nu întotdeauna ține de conjugalitatea familiei și de puterea tainei din taina cununiei, care rămâne o taină. Nimeni nu se expune personal atunci când are sentimente. Nu ești în stradă să le strigi: bă, știi că eu iubesc pe aici, bă, ta și celălalt. Și atunci ai taina familiei. Dezmățul vedem afișat public în media, în reviste, în tot felul de programe pornografice și așa mai departe. Întorcându-ne la iubirea trupească, ne întoarcem la iubirea agapis. Aici este vorba în Evanghelia de azi. Că dacă îi faci bine numai celui ce îți face, nu-i nicio plată, dacă îi faci bine celui de lângă tine cât îți face și el, nu-i nicio plată, ci Evanghelia cere altceva. Și o să vedeți ce cere imediat. Iubiți pe vrăjmașii voștri, cel mai greu lucru posibil. Dar nu este un lucru greu posibil pentru că este irealizabil, ci pentru că este contrar firii omenești. Deci, nu începând de la voi spre altar, ci și de la altar spre voi, sentimentul este reciproc. Sunt oameni care, deși nu merită iubiți, dacă ești creștin adevărat, trebuie să-i dai stropul de iubire. În cărțile teologice, în dogmatica Părintelui Stăniloae, acest lucru este demonstrat printr-un singur exemplu frumos și bine de reținut. Satana s-a răzvrătit împotriva lui Dumnezeu. Ce face el de la căderea din rai, din slava lui Dumnezeu, deci de când era înger luminat? Permanent lucrează contra lui Dumnezeu. Ce face? Întinde capcane. Cum întinde capcanele? Îl înșală pe om să cadă în patim, vine și distruge pământul, vine și distruge creația. Și dumneavoastră să spuneți, adică cum distruge creația? Mai simplu decât credeți. În momentul când a scăpat la Gadara, le-a făcut la ea pagubă în porci, în ferma lor agricolă, ce aveau acolo, în afacerea lor zootehnică. Și porcii s-au aruncat în mare. Cu ce scop s-au aruncat în mare? Și de a spurca apa, că așa era legea iudaică, dacă pică ceva în apă, apa e spurcată, că e hoit. Știți că în Scriptură spune să nu mănânci animal mort, după tipicul Vechiului Testament. Dar în același timp a făcut pagubă și celor care creșteau acele dobitoace. Dar i-a împins pe oameni la o răutate fără precedent, făcând aceste pagube, răzvrătindu-i împotriva Dumnezeu. Care a fost răspunsul dat lui Dumnezeu de oameni cetății acelea? Iisuse, știmu-te cine ești, adică bine, mersi, ești Dumnezeu, nu-i treaba noastră, e treaba ta, dar pleacă din ținuturile noastre. Deci, vedeți? Asta e școala lui Sarsailă. Și totuși, Dumnezeu nu îl șterge. Deci există două pedepse mai mari în puterea mâniei dumnezeiești, pe care nu le aplică. Spune așa: tu ucizi, tu omori, tu faci bogat, tu faci sărac, tu viezi sau tu ucizi. Adică Dumnezeu poate pedepsi prin moarte un lucru care trebuie pedepsit. Dar moartea nu este un final. Moartea, noi când o privim, de exemplu, ai omorât orice făptură de pe fața pământului, începând de la om până la un gândac, spui gata, nu mai există, a murit în mintea noastră. În existența și în inteligența divină, orice lucru există. Deci ele toate sunt numerotate și înregistrate. Și voi spune, hai părinte, mă lași cu din astea? Da, te las.
Evanghelia vine și îți dă un răspuns care te copleșește. Ce fac simpaticele doamne în timpul liber? Se duc la coafor și își aranjează părul și îl fac frumos. Ce spune Scriptura despre asta? Nici un fir de păr din capul vostru nu cade fără voia lui Dumnezeu. Înseamnă că Dumnezeu se ocupă și de lucrul ăsta, de număratul firelor de păr, care există, care rămân, care cad sau care se vopsesc sau nu există. Ei, dacă de lucrurile alea atât de minore se ocupă, cu atât mai mult de ceea ce numim făpturi vii. Și dacă Dumnezeu se ocupă de aceste făpturi vii, înseamnă că ține cont până în cel mai mic amănunt de orice gest făcut de diavolul spre lume, de-aia spune că l-ai legat în fundul iadului cu undița întrupării tale și ai scăpat neamul omenesc de moarte și de stricăciune, dar nu l-ai scăpat de cursele lui. De ce? Cursele diavolului rămân în continuare pentru călirea noastră spirituală și duhovnicească și să înțelegeți, și dacă vreți ca să vă fac mai bine să înțelegeți, și ca noi să înțelegem câte rele poate face diavolul și totuși noi tot lui îi jucăm în strună și tot nu de Dumnezeu ascultăm. Adică fumezi, îți distrugi sănătatea, dar tot Dumnezeu îi devină, bei și îți distrugi sănătatea în abuz, tot Dumnezeu îi devină, curvești, strici familia, îți faci nenorociri, păcate, boli, tot Dumnezeu îi devină, tu nu ești devină niciodată. Diavolul nu îi devină, tot Dumnezeu îi devină. De ce? Pentru că el de 2000 de ani de la învierea lui Hristos vrea să o facă pe Hristos. De aici se spune în Noul Testament Antichristul, adică împotriva lui Hristos. Și deși Antichristul de 2000 de ani lucrează ca să ne copleșească prin cea mai măruntă patimă și cum arată Nicodima Gheoritu, 12 trepte de păcat, nu asta ne interesează azi, ne fură pagină cu pagină, literă cu literă și ne împinge în păcat, totuși Dumnezeu nu-l pierde, l-ar putea șterge de pe fața pământului, să nu existe. Dar pedeapsa lui Dumnezeu nu este inexistența, ci existența. De ce vrea Dumnezeu să fie totuși și să existe? Dintr-un singur motiv. Să poată lăsa ce? Descoperirea, noi folosim în termen popular câteodată și spunem așa, să-ți spun eu adevărul. Toată lumea știe adevărul. Ia orice om din 7 miliarde de oameni pe glob sau 6 cât om fi, întreabă-l pe fiecare om și ai să vezi că are un adevăr al lui. Adunat la adevărul suprem, noi suntem una și Hristos e una, e totul întru toate. Dar fiecare om exprimă adevărul lui, deși adevărul lui îi strâmb și îi strâmb dintr-un motiv. Are rădăcină, adevărul lui n-a izvorât. Adevărul care îl are el n-a izvorit din pământul raiului, din pomii din care aveai voie să mănânci. Adevărul lui are rădăcină între bine și rău, care noi nu putem discerne. Noi oamenii, când am ajuns la simțirea dumnezească, să facem discernerea între bine și rău în atâta măsură încât să alegem binele perfect. De aia și Ioan Damaschin, în dogmatică, o să vă plictisiți, dar eu nu mă plictisesc. Sfântul Ioan Damaschin în dogmatică folosește la ceea ce vă spun eu acum două chestiuni. Binele nu este bine dacă nu-i făcut bine. Deci, vedeți? Tu vrei să faci un bine, dar vrei să-l faci mai așa. Hai să încercăm cumva să nu supărăm pe nimeni. Lasă să supere toți. Tu fă binele cum trebuie făcut, că dacă tu nu faci binele cum trebuie făcut, binele ăla nu-i bine. De ce? În orice formă părută bine, dacă există un strop de rău, tot binele ăla se strică. Și ce spune proverbul? Un măr stricat le strică pe toate celelalte, da? Ce treabă au merele alea bune cu mărul ăla stricat? Dacă ăla stă între ele, doar e stricat el, nu și celelalte. Fermentația. Deci microbul. Deci diavolul este un microb sufletesc. Deci diavolul este un ticălos subtil care intră în constituția firii noastre și o chinuiește. Așa cum intră la guturai stafilococii.
vine și te chinuiește și îți dă tus aceea și te îmbolnăvește și îți dă febra până îți cuprinde tot trupul și așa vine dracul și te fură picătură cu picătură până te ucide de tot. Și totuși Dumnezeu nu îl desfințează. Ce fel de act poate fi ăsta când un împărat suprem, atotputernic, atotcreator, atotștiutor, se lasă dominat de un dușman mărunt, creat de mâna lui, potrivnic lui, să-l întărâte și să-i facă șicane permanent și totuși să-l tolereze. Este vorba de iubirea milostivă a lui Dumnezeu.